Avem un deziderat mai vechi, și anume acela de a deschide la Roman un punct de lucru al vămii. Știut fiind faptul că peste 60% din exporturile din județ sunt din Roman, am considerat că este oportun să reluăm această discuție mai veche. Am făcut pași importanți cu Direcția Generală a Vămilor și ne aflăm într-o perioadă de analiză a acestor solicitări, mai având practic doar un pas până la concretizarea acestei nevoi stringente din punctul nostru de vedere, însă ne-am împiedicat de un refuz al Inspectoratului Școlar Județean. Noi am propus ca acest punct de lucru al vămii să fie în incinta fostului liceu numărul 1, o zonă care permite, pe de o parte, desfășurarea în bune condiții acestui punct vamal de la Roman, dar în același timp fiind și o zonă foarte bună pentru tirurile care fac import și export să poată fi parcate fără a deranja traficul rutier. Din păcate, ne-am lovit de un refuz al Inspectoratului Școlar Județean care să ne permită schimbarea destinației acel spațiu. E bine știut faptul că acolo, din păcate, nu se mai desfășoară niciun proces instructiv educațional, de pentru care acele clădiri în momentul de față nu mai deservesc scopului pentru care au fost create. Tocmai în ideea de a dinamiza din punct de vedere economic zona Romanului am gândit și acest punct vamal, dar din păcate reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean nu gândesc în același sens ca și noi, drept pentru care vom face demersuri mai departe la Ministerul Învățământului pentru a-i determina să înțeleagă că noi la Roman avem nevoie de un punct al vămii.